Aș dori să trag câteva concluzii cu privire la întreaga noastră conferință de astăzi. În primul rând, aș dori să observ evoluțiile pozitive care s-au întâmplat în mediul fiscal românesc în ceea ce privește administrarea fiscală. Vedem o creștere a colectării, vedem un început de reformă al administrației fiscale, vedem o luptă mai acerbă împotriva evaziunii fiscale. În același timp, este clar că acest proces de reformă trebuie continuat și consolidat. Din ceea ce au spus antevorbitorii mei, este clar că este nevoie pentru a ajunge la o conformare cât mai bună, o conformare voluntară. Este nevoie, în primul rând, de o educație a contribuabilului. Dar, în același timp, este nevoie în continuare de a face multe eforturi pe ceea ce face administrația fiscală. În primul rând, este vorba de servicii de calitate pe care administrația să le presteze către contribuabil. Este vorba despre relația dintre administrație și contribuabil, care trebuie să fie una de colaborare. Este vorba de proceduri simple, informarea contribuabililor și așa mai departe. În același timp, tot în mediul acesta fiscal, dar extinzându-ne puțin spre mediul bugetar, pornind de la recentele modificări legislative, unde am văzut deja niște reduceri de taxe, vedem din partea Comisiei Europene ridicat deja un semn de întrebare cu privire la stabilitatea bugetară în anii ce vine. Și acest semn de întrebare cred că trebuie să îl tratăm ca țară cu atenție și să ne asigurăm că mergem în direcția potrivită. Bineînțeles, toți ne dorim un sistem fiscal mai prietenos, mai bun, dar în același timp care să ducă la îndeplinirea obiectivelor noastre de țară. Credem că este nevoie de un astfel de proiect de țară, să facem o strategie pe termen lung în România și odată ce această strategie pe termen lung este realizată, putem să ne gândim la pașii necesari pentru îndeplinirea acestei strategii. Fiscalitatea poate să fie una dintre pârghiile necesare îndeplinirii unei astfel de strategii pe termen lung.